Sigur, este un rezultat la limită prezentat de cele două institute de sondaj. Diferența este minimă, dar este o diferență. Și sigur, chiar pe fondul nemulțumirii alegătorilor, lucru demonstrat printr-o prezență foarte slabă. Din ceea ce s-a prezentat rezultă că 78% din populația României este plictisită sau nu mai are încredere în politicieni. Sigur, și alegerile europarlamentare sunt altceva decât alegerile naționale sau locale, însă, și sigur, acest lucru este, se întâmplă și în alte țări din Europa, însă, totuși, este surprinzător faptul că atât de mulți oameni din România nu mai participă la vot. Faptul că PSD-ul a câștigat alegerile, în condițiile date, demonstrează faptul că, totuși, în acest partid există mai multă încredere decât în competitorii noștri, în tradiționalii noștri competitori PDL,